Noi nu avem numere pe tricou un partid. Numărul 1, numărul 2. Suntem în aceeași sală când ne întâlnim. Astăzi este unul pe un scaun, mâine este pe alt scaun. Nu, eu nu pun problema așa. Au fost discuții foarte serioase. Au fost suspiciuni alimentate. Eu nu bănuiesc de rea credință pe nimeni din cei care au vorbit în spațiu public în aceste zile. Dar asta a fost convingerea lor. Nu știu dacă motivul este că ei bănuiesc că Mihai are duplă comandă. Dar după întâmplarea cu domnul Sorin Grindeanu, suspiciunea este mult mai mare. Și n-au avut încredere că Mihai Tudose, nu știu, încerc să-mi aduc aminte ce spuneau, va avea un comportament 100% PSD-ist în guvern, atât în ceea ce privește relația cu partidul, cât și în ceea ce privește relația cu miniștrii. Eu n-am văzut, repet, în toți anii vreo ezitare din partea lui Mihai Tudose în ceea ce privește poziția lui de PSD-ist. Am primit și eu un mesaj de la cineva din presă care mi-este foarte drag. Și m-a întrebat, ai pistolul pus la tâmplă? Eu m-am săturat de vreo 2-3 ani de zile, tot mi se spune că sunt șantajat. Nu tu mi-ai dat mesaj. Despre mine se știe tot. Și ce am făcut și, bineînțeles, și ce n-am făcut se știe. De ce să mai pună mie cineva pistolul la tâmplă? De ce să mai fiu șantajat? Pentru ce?